Sala de sport modernă la Dărmănești. Grație proiectului finanțat de Compania Națională de Investiții, la Dărmănești a construit de la zero o sală de sport cu o capacitate de 102 locuri. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Comănești Cătălina Ciofu, subprefecții județului Bacău Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, primarul orașului Comănești Viorel Miron, dar și mulți alții. Și avem susținere din partea primăriei de Bunești.
din partea Clubului Sportiv Școlar Unești și din partea unor sponsori locali, Sicea Luin SRD, de exemplu. Prin prisma acestor colaborări, reușim să facem sport de performanță, da. Repet, să avem campionat în să ieșim în afară și să ne luptăm cu alți jucători în alte țări. Și sper să mențin această linie și să îi vedem crescând frumos și mergând la cele mai mari competiții la care putem accede.